zice că e un, manual de demonologie. Știți că e acea formulă celebră a Hannah Arendt, care îi place să-i la Dumnezeu Zmaneanu și pe care tot reproduce, după care totalitarismul înseamnă un termen care intră diavolul în istorie. E o demonologie în care acești diavoli poartă diverse tipuri cunoscibile. Patru mustață și cu dinți cariați, cum e Dragnea, fac tipul minoritate, adică un demon cu aparență bonomă și tâmpă, dar de fapt foarte, foarte toxică. Paul Șerba Nicolae cu fraze reproductibile despre doamna Cuchirău. Nu o să mă apuc acum să-i găsim pe fiecare să spun cum arată, să ilustrez acest manual de demonologie, dar pot să-l citești și așa. Fac o carte care inventariază invazia de demoni din corpul României recente și pe care sperăm toți să reușim atât în piețe, să le spunem tipul tău de regiune și face să se arunce în mare, dar mai e de muncit. Cei lipsiți de vibrația asta mistică, am putea zice că e un manual de patologie. E de fapt patologia, dar două simptomatologia bolilor pe care suferă, bolilor politice pe care suferă România recente. Și e deprimant că sunt atât de mulți demoni, e deprimant că sunt atât de multe lucruri și că Ramona Uisu a fost nevoită cu o răbdare angelică, de fapt, să stea benedictină, cum așa cum scriau de rugări medievale în cazul în mănăstire, tratate de genul ăsta care inventariau demoni sau cu medici sau și inventariau boli, așa fac și ea și unul după unul i-a prins pe toți paginile astea care din punctul ăsta de vedere sunt deprimate. De altă parte, foarte tonic, pentru că spune altundeva că după al doilea război mondial, în toate țările civilizate, problema centrală pe care vom discuta intelectuali va fi problema răului. Așa cum spune Hannah Arendt în acel text, așa cum în toată Europa civilizată, după primul război mondial, problema centrală a intelectualilor a fost problema morții, pentru că se întâmplă pentru prima oară moartea la un nivel din ăsta astronomic, atunci a fost inventat de către statisticieni termenul mega-moarte, mega-death în informația și termenul cantare. Tot ce depășea un milion de morți era un tip mega-moarte. Și au discutat problema morții. Ei, după adună, își vor mărgea să spune problema centrală a intelectualilor europeni va fi cu siguranță și a avut de parte problema răului. Cum e cu putință să se nască răul în mijlocul lumii civilizate? Și știm că asta s-a întâmplat. Iar faptul că la noi se discută răul cu atât ardoare. Ramona Uisu scrie două cărți cu semne exclamării. Apropo, primă și pediapsă, pe adică nu are semne exclamării, dar mă zic că la noi, după cum arată legile, partea cu pediapsă nici nu va mai exista. Dar tot doar crimă și atât. Crimă cum? Bun, faptul că Ramona Uisu, că Emilia Cercanu, oameni de asemenea calitate, scriu cărți despre răul care documentează răul care se întâmplă în România, arată că pe de altă parte, cumva, reacția lui civilizată începe să o avem. Faptul că putem reacționa la răul, putem documenta, că avem instinctul ei de a scrie despre el, că avem nervul civil de ieși în stradă. Asta, 16 deja, de fapt, dacă documentăm din 2013, ce face și Mărții Roșia Montană și toate chestiile astea, avem 5 ani de continuitate în a reacționa la răul. Asta, așa deprimat cum arată ea, are instinctul bine. Sunt atâtea reacții la rău, pentru că nervii primării sunt totuși reactivi, sunt încă funcționali. Și acum, totul este, dacă vom reuși, e un război, bineînțeles, un război teribil, e un război de maturizare politică și civică a României, dacă vom reuși să câștigăm, eu cred că vom reuși să câștigăm generația lui Matei, generația fiului și fiicilor noastre, va avea o țară care va semăna cu lumea asta pe care vrem să ne îndreptăm. Dacă vom vede, mă tem că va fi fără semne de exclamare, fără semne de întrebare, fără semne de punctuație, va fi o frază din tratatul ăsta de demonologie. În asta se va transforma de fapt România. Se va transforma în ilustrarea unui tratat de demonologie. Nu avem domnul să lăsăm asta să se întâmple. Și o să îmi spun așa, cele trei pagini inițiale, discuția cu Martin, cu fiul de 12 ani mai mult, e unul din cele mai emoționale și mai intense și mai cutremurătoare lucruri ce vreau de mine aici. E intens ca un poem, deși nu are nimic, nimic contra cu fiul de primul.
acea distinție care o cuvinte de pe 12 ani, deci de clasa a 5-a, și-a plecat tot deschidul în cap, ce spune mamei, are toate argumentele, că știe ce va face, voi face adăpăturile și informare. Viața mea va fi așa și povestește foarte cald. Iar ea are gen de reacție pe care nu vrea să o arate, vulnerată, foarte intensă, foarte emoțională e aici și începe să-i spună fraze patriotice pe care le puteți, la iubirea de țară. Și îmi spune, da, nicio problemă, 10 ani voi fi cetățean australian și îmi voi fi țara aia. Voi avea țară, voi avea iubire de țară, voi avea o țară care mă iubește și poate nu înseamnă că nu mă iubește. Care îți explică de unde vine tot vortexul emoțional care îți simte atâția ani în stradă, de unde avem forța respectivă. De ce nu avem mai mult de apărat decât al lui Ezin, nu de apărat niște vile, niște piscine, niște lucruri, poate ne avem de apărat materii noștri. Și din cauza asta suntem atât.